În prima zi de școală, elevii de clasa a 5-a au primit în loc de manuale un compendiu pe care l-au folosit la toate disciplinele. La finalul săptămânii trecute, o nouă tranșă de manuale a ajuns în școlile argeșene. După ultimele informații pe care le avem, vom reuși să ne încadrăm cu distribuirea manualelor de clasa 5-a conform noilor programe în cele 8 săptămâni promise de minister la începutul anului școlar. În acest moment vă pot da situația la timpul prezent. În prima etapă, după cum vorbisem noi în prima zi de școală, elevii aveau manualele de sport. Între timp au fost distribuite educația tehnologică și aplicații practice, informatică și TIC, istorie, engleză, limba a doua, intensiv. Acestea se găsesc în proporție de 100% în toate școlile din județul Argeș. Ultima tranșă a sosit miercurea trecută în Argeș, joi și vineri au fost preluate de către toate instituțiile de învățământ la nivel de județ. Pentru restul manualelor au fost încheiate contractele finale. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Argeș speră ca în maximum o lună acestea să ajungă la elevii din clasele a 5-a. S-au încheiat contractele finale pentru restul manualelor. Este vorba de română, matematică, biologie, educație plastică, geografie, educație muzicală, educație socială, consiliere și dezvoltare, limba modernă 1 engleză, limba 2 franceză și manualul de germană care conține germană limba 1, limba 2 și intensiv. Conform experienței noastre, din momentul în care s-a încheiat un contract, durează 3 săptămâni până când toate acestea vor fi livrate către ISJ Argeș și 2 zile până vor ajunge pe băncile școlilor. Există și o situație specială la o disciplină, acolo unde manualele nu au fost tipărite. Rămâne o singură problemă, manualul de religie, care, din câte avem informații la nivel de minister, a fost contestat și încă nu s-a început tipărirea acestuia. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Argeș, în momentul în care în școli ajung manualele, se renunță la compendiul primit la începutul anului, chiar dacă materia din acesta nu a fost parcursă în întregime. Acesta rămâne valabil doar pentru disciplinele unde nu au ajuns încă manualele.